Un remorcher cu 5 persoane la bord a luat foc în apropiere de stațiunea Olimp. Două nave ale Poliției de Frontieră și mai multe echipaje ale Capitaniei Constanța s-au chinuit aproape o oră să stingă flăcările izbucnite lângă compartimentul de motoare. Nava a fost tractată în portul Mangalia pentru a fi stabilite cauzele incendiului și pagubele. Din primele date, se pare că focul a fost provocat de aprinderea coșului de evacuare al navei. Toți cei 5 membri ai echipajului Adam Clisi au reușit să scape la timp și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.